Salutare tuturor din nou! Înainte de a începe să lucrăm petalele florii soarelui, țin să vă anunț că am pregătit între timp un kit complet pe care îl găsiți pe www.firdetricotatpovesti.ro. Kitul cuprinde firul total, cantitatea totală de fir necesară pentru un set complet. 6 suporturi pentru farfurii și 6 suporturi pentru pahare, cu explicații pas cu pas. La fiecare rând, fiecare rând de la bază, fiecare rând de la petală, cu toate explicațiile detaliate. Dacă vrei să achiziționați un astfel de kit, este foarte simplu. Intrați pe Google, scrieți fir de tricotat povești, intrați pe site, dați click pe lupă, scrieți acolo kit floarea soarelui și o să vă ducă pe site exact unde puteți comanda. Și vă comandați cu foarte multă ușurință, astfel aveți tot ce vă trebuie la îndemână și, bineînțeles, suportul este și acest tutorial. Haideți să continuăm cu partea a doua. Am ajuns la sfârșitul rândului, 7, deci nu mai fac, ajunge pentru suport de pahar, că nu-i mai mare de atât, merge chiar și pentru cană. Unim cu piciorul și alunecat. Tăiem firul. Și cum procedăm să se vadă frumos aici? Scoatem firul. Pe dos. Bun. Acum începem să facem cu galben. Facem petalele. Vedeți că nu are forma. Nu e perfect rotund pentru că e firul țeapăn. Dacă ar fi un fir mai moale, nici nu s-ar observa. Dar nu mai are forma de hexagon. Luăm firul galben, același tip de fir, bineînțeles. Undeva lângă. Putem porni de oriunde. Scoatem firul. Facem un picioruș scurt și încă o dată. Prindem și firul ăsta. Avem nevoie de un început aici ca să facem, să unim cu piciorușul alunecat. Da? Bun. Deci am scos firul, am făcut un ochi de lanț și am mai făcut încă un picioruș scurt în același loc. Cum procedăm la petală? Facem 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Acum, ne întoarcem pe ochiurile de lanț din ochiul 2 și facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe scurte pe ochiurile de lanț și aici la bază un picioruș alunecat prin două fire. Baza pentru prima petală. Acum facem 1, 2, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Pe ochiurile de lanț facem 1, 2, 3 piciorușe scurte, apoi piciorul alunecat la baza ochiurilor, deci prin cele două fire aici. Da? Prin cele două scoatem firul. Și piciorușul alunecat. Am luat un pic cam strâns, cam prea strâns. Și continuăm. 1, 2, dacă lucrați cu fir mai moale, cu acril, spre exemplu, merge mult mai ușor, mult mai simplu. Dar am vrut eu cu firul acesta dur pentru că are o ținută faină. Da? Și continuăm. Am făcut 3 piciorușe scurte. Acum, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Pe ochiurile de lanț venim cu
cu 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 și la baza lor piciorușa alunecată pe sub cele două fire. Apoi din nou 3 piciorușe scurte, fie multiplu de 3, că am pornit pe 6 piciorușe, știți? Adică iese perfect. 2, 3. Și astfel continuăm până la sfârșitul rândului, făcând primul rând la petale. Mai facem încă un rând pentru a da forma frumoasă, așa, la petale. Da? Continuăm. Și am ajuns la sfârșitul rândului și vedeți că mi-au rămas două piciorușe. Le facem pe acestea. 1 și încă 1. 4. Și punem cu piciorușul alunecat ca să încheiem rândul. Să arate bine, să arate la fel de la un capăt la altul. Bun, și acum un ultim rând pentru a crea frumoasele petale. Cum procedăm? Deci, în primul aici facem picioruș alunecat. În următorul, picioruș scurt. În următorul, picioruș dublu redus, adică dăm după croșetă, scoatem firul și scoatem prin toate trei. Acum avem un fir singurel aici. Ele sunt două, dar luăm doar unul. Deci facem un picioruș scurt, încă un picioruș scurt, deci două piciorușe scurte doar prin firul acesta, un ochi de lanț, la baza ochiului de lanț, prin cele două fire, băgăm, scoatem și facem picioruș scurt aici. Tot pe sub firul acesta, încă un picior scurt. Facem vârful frunzuliței în felul acesta. Și acum, pe partea asta, exact ca aici. Deci, un prim picioruș dublu redus, că am dat după croșetă, scoatem prin toate trei, un picioruș scurt și un picioruș alunecat. Și am terminat simetria. Chiar dacă pare că mai avem încă unul aici, facem abstracție de el. Ne ducem pe mijloc între petale și facem picioruș alunecat. Și în felul acesta am terminat o prima petală. Și uitați, arată perfect, nu? Bun. Continuăm la a doua petală. Deci, în primul, picioruș alunecat, repetăm. Picioruș alunecat. În următorul, picioruș scurt. În următorul, picioruș dublu redus. Deci trebuie să am două fire, prin două fire aici, da? Picioruș dublu redus. Acum, am ajuns în vârf, am firul ăsta singurel, pe sub el. 1 și încă unul. Două piciorușe scurte. Un ochi de lanț, la baza ochiului de lanț, prin cele două fire, scoatem și facem un picioruș scurt. Încă o dată, încă un picioruș scurt, tot pe sub firul acesta, unde am făcut pe celelalte două. Asta pentru a forma vârful frumos. Și acum, simetrie pe partea asta. Deci, picioruș dublu redus, de la mare la mic, pentru că acesta e puțin mai înalt, picioruș scurt în următorul, picioruș alunecat în următorul. Și am terminat simetria. Sărim pe mijloc între petale, cu piciorușul alunecat. Și am mai terminat o petală. Ele sunt puțin deformate acum, pentru că e proaspăt terminat. Că vedeți, arată perfect. Și astfel facem până la sfârșitul rândului, până terminăm toate petalele. Care uitați ce încovoiate sunt. Și terminăm. Și va ieși o frumusețe. Am terminat suportul, am fixat firul puțin, am băgat cu croșeta și l-am tăiat, el se fixează foarte bine pentru că firul are ținută. Am terminat suportul pentru pahar. La suportul pentru farfurie
Deci am procedat exact la fel. Singura diferență e că cercul l-am făcut mult mai mare, iar aici unde am făcut petalele, veți vedea că vom face în loc de cele 4 ochiuri de lanț, am făcut 6 ochiuri de lanț și ne-am întors cu 5 piciorușe scurte. Deci aceiași pași, iar la final n-am avut doar un picioruș dublu redus, ci 3 piciorușe duble reduse. De exact același principiu și aici și aici. Și astfel puteți să faceți un set complet, 6 sau câte bucăți vreți voi să faceți pentru a vă înfrumuseța masa. Superb, nu? Continuăm cu suportul pentru farfurie, unde vă voi arăta practic doar cum se fac petalele, pentru că aici principiul este același pe care vi l-am explicat la suportul pentru pahar. Și la suportul de farfurie am lucrat exact la fel, exact aceiași pași, până am obținut 20 de piciorușe până la mulțire. Da? Iar la partea aceasta am făcut exact la fel la partea cu galben, doar că în loc de 3 ochiuri de lanț am făcut 5 ochiuri de lanț și m-am întors pe ele. Deci exact aceiași pași. Uitați, haideți să vă arăt un ultim. Deci am făcut 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ochiuri de lanț. Și acum pe ele din ochiul 2 am făcut 5, de aceea am zis 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 piciorușe scurte. Și la fel ca și la suportul pentru pahar, piciorul și-a alunecat în acestea două. Și aici ne-au mai rămas cele două piciorușe dintre secvențe. În dreptul celui de-al treilea făceam deci cele două piciorușe. Unim cu piciorul și-a alunecat și am încheiat rândul. Și în felul acesta am încheiat rândul. Acum continuăm să facem la petale. Cum procedăm? Foarte simplu. Veți vedea ce frumoasă iese petala. Deci, în primul aici facem picioruș alunecat, exact lângă bază. Deci, un picioruș alunecat. În următorul, picioruș scurt. Acum, 3 piciorușe duble reduse. Dăm după croșetă. Scoatem firul și scoatem prin toate trei. Deci avem 1, al doilea, și al treilea. 3 piciorușe duble reduse. Acum, aici în vârf, vezi că e firul acesta singur. Ele sunt două, dar e greu de lucrat pe sub ele, doar pe sub unul singur. Cum facem în vârf? Deci, facem un picioruș scurt, încă un picioruș scurt, un ochi de lanț, facem vârful, un ochi de lanț și la baza ochiului de lanț, pe sub cele două fire, facem un picioruș scurt. Acum, încă un picioruș scurt, ca să prindem vârful acesta, în același loc, pe sub firul care am făcut acestea. Bun. Acum, 3 piciorușe duble reduse, simetrie, ca să iasă ca pe partea cealaltă. Da? 1, 2, firul e dur, dar rezultatul e fantastic. Și al treilea. Și acum, cum am făcut pe partea asta? Deci, 3 piciorușe duble reduse, un picioruș scurt și un picioruș alunecat. Și am făcut exact pe partea asta. Vedeți că aici ar mai fi loc de un picioruș, dar facem abstracție de el
și ne ducem exact pe mijloc. Da? Sărim peste ăsta, sărim de aici, de unde pornește frunzulița și ne ducem exact pe mijloc. Și facem picioruș alunecat. Și în felul acesta am terminat o frunzuliță. Uitați, arată perfect, nu? Haideți să mai vedem o dată. Încă o dată. Deci, am făcut picioruș scurt între frunze pe bază. Deci, ducem în primul spațiu. Picioruș alunecat. Următorul, picioruș scurt. Trei piciorușe duble reduse. Deci, 1. Al doilea. Al treilea. Acum, avem firul, acesta se vede, da? Facem un picioruș scurt, încă unul, tot pe sub fir, două piciorușe scurte, deci, un ochi de lanț, la baza ochiului de lanț, pe sub cele două fire, picioruș scurt. Și aici, unde am făcut cele două piciorușe scurte, mai facem încă unul, ca să închidem vârful. Da? Vedeți, s-a format vârful frumos. Și acum, simetrie și pe partea astălaltă. Deci, trei piciorușe duble reduse. Acesta este unul. Al doilea. Al treilea. Picioruș scurt. Piciorușa alunecat. Și piciorușa alunecat ne ducem direct, deci după ce am terminat, ne ducem direct aici. Facem piciorușa alunecat. Și în felul acesta am mai terminat o frunză. Da? Uitați, ce frumoase iese. Perfecte, nu? Și astfel continuăm de jur împrejur până terminăm suportul nostru de farfurie. Și gata, dragii mei, am terminat. A ieșit o frumusețe de suport de pahar, tip floarea soarelui, și acesta este suportul pentru farfurie. Eu spun că a ieșit minunat. Eu sper să vă fie de folos și să lucrați astfel de minunății. Firul are ținută, se comportă perfect ca și suport ornamental pentru masă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper să văd cât mai multe minunății făcute în felul acesta, să vă fie de folos acest video al meu. Vă îmbrățișez cu tot dragul, vă pup, dragilor, la revedere!